Mă consum foarte mult, pentru că am pierdut foarte mult în 2 ani de zile. E vorba de niște bani. Și te plafonezi dacă nu mai cânti. Tu știi, înțelegi. Vreau să vă întreb, după o viață închinată muzicii, statul român, ce pensie i-a acordat marii artiste Panseruța Ferraru? O pensie de indemnizație de 272 de lei. Am cuponul în geantă, dacă vrei să ți-l arăt. Îl păstrez și eu așa de drag. Vreți să spuneți că asta este pensia pe care o aveți dumneavoastră acum după atâția ani? Da, și n-am refuzat-o, că am zis să îmi bate la ușa acolo. Și a fost bună. De multe ori s-a nimerit că n-am avut bani de pâine. Până mi-au trimis mie copiii, până asta, și a fost bună. Mi-a bătut la ușă. Din cauza că s-a făcut o greșeală. Pensia asta de indemnizație, noi o avem de la Aria, fosta Aria, care era pe timpuri. Eu am dat examen în fața marei cântărețe Angela Moldovanu, Dumnezeu să o ierte, și aveam numai 18 ani. I-am cântat romanța aceea Pe sufereastră curge un râu și nu mai știu ce i-am cântat. Zice, wow, zice, nu se poate, ce frumos cânti, dar nu te supăra, nu pot să-ți dau unul, categoria 1. De ce, doamnă? De ce? Eu nu prea înțelegeam atunci cu categoriile, cu asta, că eram prea tânără. Zice, o să-ți dau 3. M-a supărat. Și cu acea categorie 3, deci nu puteai să cânti la restaurant fără acel atestat pe categorii. Dacă aveai 1, aveai un salariu maxim, dacă aveai 2, era minim, dacă aveai 3, era, cum se zice, ultima etapă, ultima categorie. Era salariu foarte mic. Și în virtutea acestei greșeli sau... Da, greșeală n-a fost, pentru că ea era șefa, președinta comisiei, și ea a avut plăcerea asta să-mi dea 3. Deși i-a plăcut, așa mi-a mărturisit, dar mă rog. Că eu trebuia atunci, dar n-am știut și nimeni nu m-a învățat, să mă duc să insist și să o rog frumos. Haide să mai mă vizionați odată, poate... A fost o greșeală, da. N-am și acesta știu. Este venitul dumneavoastră, da, astăzi? Da, ăsta este venitul. 272 da, de lei. Da. Asta nu stau pe baza venitului ăsta. Mai dă copila și nu mă lasă. Dar ce să fac? Care este cea mai mare recunoaștere pe care statul român v-a oferit-o după atâția ani de cântec, de dăruire? Pentru că dincolo de oboseala fizică, există un consum emoțional, există ceea ce spuneați, sunteți un nume muzical autorească. Pe noi țiganii nu ne bagă nimeni în seamă. Putem să cântăm noi caierele de pe cer. Nu interesează, mai ales acum cu situația asta care este mondială, nu interesează. Și atunci, dacă e atâta lume amărâtă și supărată cu copii și poate n-au ce să mănânce sărăci puții de ei, eu de ce să mă duc să-mi ridic pretențiile? Pentru ce? Păi pentru că vi se cuvine. Unde? Unde? Că noi când cântam la restaurante pe timpul lui Ceaușescu, nu aveam contracte pe toată viața. Aveam decât colaborare și nu s-a luat în seamă. Și asta ne afecta foarte mult. Aveam și o pensie frumoasă, dacă... Și cum vă descurcați, doamna Panseruța, cu banii ăștia? Ți-am zis, mă ajută foarte mult copiii. Da. Dar pe timpul lui Ceaușescu mai aveam spectacol, eram invitată, sigur că da. Sunt multe de spus, dar asta nu m-am consumat. M-am supărat așa în sinea mea, dar nu m-am consumat pentru asta. Că eu am avut locul meu, partea mea, adică mergeam la restaurant și știam să-mi fac banul, dar aș fi vrut și eu să cânt pe scene mai mari. Așa după meritul meu, cât am muncit și eu. Înțelegi? Dacă n-a fost, n-a fost. Am mai avut spectacole, dar nu așa cum trebuie. Însă am avut spectacol la teatrul din Paris, teatrul de Ville. Acolo am fost foarte apreciată. Da, am avut spectacol la New York. Când am cântat Ciocârlia, s-au ridicat spectatorii în picioare. Nu spun eu, am martori. Da. Dar când i-ați cântat lui Michael Bolton? Când i-am cântat lui Michael Bolton...
Mi-am cântat și eu toate melodiile în franceză, așa, 12 limbi, dar a rămas uimit. V-a ținut toată noaptea acolo la masă să-i cântați? Toată noaptea nu, dar cred că era ora 4 dimineața. Da. Se făcea dimineață? Sigur că da, da. Și lui Francis Ford Coppola, ce i-ați cântat, doamna Da, lui Francis Coppola îi plăcea foarte mult muzica lăutărească veche. Par exemplu, am cântat Lume, Lume. Asta mi-a cerut-o și tot așa, de la Seminică, Leliță, Floare, nu știu ce mai mi-a cerut, de Gică Petrescu, cântece de petrecere și i-a plăcut foarte mult, da. Ca și lui Michael Bolton, da. Pentru că amintiți de această perioadă a lui Ceaușescu, știu că ați spus la un moment dat că regretați acea perioadă. Ce e astăzi diferit de atunci, doamna Panțelu? Dar cum să nu regretăm fata mamei? Atunci erau bani. Asta e durerea noastră. Că cei care am fost obișnuiți cu bani, nu mai sunt bani să te desfășori. Să muncești numai pentru dări. Sau dacă ai o pensioară acolo modestă, să dai la atâția bani, se poate. Nu, nu se aseamănă nimic. E mare diferență. Sigur că da. Erau ansambluri, să ne legăm de orchestrele care erau. Puteai să te angajezi, aveai posibilitatea să fii undeva, să cânți, domnule, să repeți asta. Cât de mult vă lipsesc spectacolele, precum era odată? Păi, da, lipsesc, sigur că da. De 2 ani de când e pandemie, ce să mai, cui se mai ardă să mai cânți? Nici așa, să fim închiși în casă, să fim... Îmi pare rău că o spun, dar... Ați cântat oamenilor din sistemul politic de atunci? Am cântat securiștilor lui Ceaușescu la Casa Doina foarte mult timp. Și erau așa de respectoși. Vai de cap, dar nu se compară ce... Au existat momente grele în viața Panțeluței Ferraru? Să știi că nu. Să prea. Simțiți așa că vă e foarte greu să înaintați, să mergeți? Nu știu, mai ca acum, vremurile astea care au venit, eu nu am simțit niciodată, nici când apăsată. Tot timpul eu cântam, că erau pe bani mulți, că erau pe bani puțini, nu e problemă. Mergeam și cântam, nu? Ieșeam așa din casă, vedeam lumea, admiratorii mei mă complimentau, mă simțeam în largul meu, liberă, înțelegi? Deci că acum eu nu m-am simțit niciodată apăsată. Cum ați parcurs această... Consum foarte mult. ...perioadă, această perioadă a pandemiei, da, care da, pur și simplu ne-a... Foarte greu, sigur că da. Că n-am cântat, nu de altceva. Terminăm cu pandemia, începem Ferească Sfântul cu războiul. Da. N-am cântat și pentru un artist e foarte greu să stai să nu cânti. Păi la un moment dat uitasem cântecele. Doamne, zic, dacă îmi vine o nuntă acum, eu nu mai știu ce să mai cânt. Am atâtea sute și sute de cântece. Da, din toate genurile. Dar nu mai le-am uitat dacă nu exersez, că în casă nu pot. Eu, de exemplu, n-am cum să exersez în casă. Eu mă scol dimineața, prepar micul dejun, eu cu soțul, la prânz trebuie să pregătesc mâncarea de prânz, seara. Deci trebuie să fii și gospodin într-o familie, că n-ai cine să-ți facă. Da, eu sunt cu ciorbițele și gătesc ciorbă în fiecare zi. Da. Iată un lucru pe care da, nu-l întâlnești așa la orice, că mai nou doamnele sunt preocupate de manicură, de să-și da, pună gene. Da, uite, draga, am manicură făcută, dar le fac semi-permanent ca să reziste. În fiecare nu le fac semi-permanent și nu se rup.